Bună și bine ați venit pe canalul meu de YouTube, Crista Rod. Astăzi voi face o etalare în trei variante pentru ziua de joi, 16 iulie, și voi folosi oracolul Lenormand. Așadar, vă invit să vă alegeți una dintre aceste trei variante cu pietrele, piatra verde, piatra albă sau piatra roșie, gândindu-vă la ziua de joi, la ce vă doriți voi de la această zi și cum ați dori să fie, și să vedem ce presic cărțile Lenormand de data aceasta. Deci am spus că folosesc un pachet Lenormand. Și voi începe cu prima variantă, varianta cu piatra verde. Așadar, să vedem ce va fi joi, cum va fi ziua de joi, la ce vă puteți aștepta pentru profesie, pentru relații, dragoste, pentru bani, sănătate, și care sunt surprizele zilei. Ok, să vedem. Aici o femeie poate juca un rol important și atenție la o ceartă, la o situație așa puțin mai deprimantă, poate să nu intrați în vreo depresie, sau poate să fie, să existe niște discuții cu o femeie, da? Sau pentru că voi sunteți femeie, puteți avea niște neplăceri, o stare mai proastă, poate și de sănătate, sau neînțelegeri cu colaboratorii, cu cei cu care interacționați voi mâine, joi. Bun, profesional, aici mai degrabă pot să spun că poate primiți un dar, o veste, o prietenie, cineva vă poate sprijini, ajuta, demonstra prietenia, să vă fie mai, să vă ajute cu mai mult, să fie cu mai multă prietenie față de voi. Așadar, oricând vă întoarceți înapoi la muncă, vă împăcați cu colegii, cu șefii, orică ceva mai bun se poate întâmpla aici, sau cineva poate cere iertare de la voi, dar puteți primi sau primi niște recompense, recunoașterea meritelor, spre exemplu. Pentru relații, aici îmi pare că aveți noroc, relația de familie mai ales, cu mai multă reușită cu familia sau cu prietenii voștri, vă înțelegeți ca într-o familie. Sau veți sta mai mult acasă, poate unul dintre voi veți socializa mai mult și veți sta mai mult acasă, fie singur, fie cu familia, da? Deci norocul vostru pare că vă vine din, datorită prietenilor apropiați, familiei. Pentru bani, aici îmi pare că socializarea are un rol important. Deci puteți primi vești pozitive, mai ales dacă aveți, colaborați bine cu cei cu care interacționați, vă pot veni oportunități sau sprijin sau banii pe care îi așteptați, puteți să-i primiți. Da? Cu sănătatea, ce mai aveți încă de învățat sau sunt lucruri ascunse, trebuie să vă faceți niște investigații legate de sănătate, pot apărea niște vești. Sau vă veți ocupa de a studia în domeniul sănătății, spre exemplu. Ca surpriză la voi, aici mi-a ieșit crucea aceasta, karma. Poate să fie vorba că vă trebuie mai multă credință sau veți fi la o răspântie. Va trebui să luați o decizie. Da? Deci veți avea, poate, veți primi poate o propunere, ceva, și va trebui să alegeți. Aici poate și la oportunitățile de bani, pentru că mi-apare aici acest labirint în care poate nu știți încotro să vă duceți, de unde să faceți rost de bani sau ce propuneri să acceptați, ori poate aici de la familie, ori de la profesie sau de la sănătate. În orice caz, aveți aici o chestiune legată și de divinitate, de credință, da? Deci poate ceva din trecutul vostru se reactualizează, da? Deci aici poate fi și o întâlnire karmică, ca și o decizie karmică pe care poate să fie în bine sau în rău și în funcție de cum ați acționat voi în trecutul vostru. Deci, în general, pot să spun că veți avea o zi frumoasă mâine, pozitivă. Și haideți să vedem și la a doua variantă, varianta cu piatra albă, să vedem la voi cum va fi ziua de joi, 16 iulie, la ce vă puteți voi aștepta pentru profesie, pentru relații, pentru bani, sănătate, care vor fi surprizele zilei.
O stabilitate aici, poate vă duceți într-o vacanță, poate vă întâlniți cu familia sau veți avea mai bună, vă veți simți în formă, veți avea o mai bună sănătate, o mai bună energie pentru a vă rezolva problemele sau o mai bună colaborare cu cei cu care interacționați. Puteți rezolva o chestiune și legată de acte. Să vedem. Profesional aici poate sunteți la o răspândie, e o zi poate în care va trebui să luați o decizie, să vă de, nu este o zi foarte, foarte pozitivă, ai să știți, este o zi karmică, în care trebuie să fiți foarte atenți, deci la muncă trebuie să luați o decizie, este o zi în care vă trebuie mai multă încredere în voi și să aveți încredere în viitor, să vă faceți poate niște planuri, niște strategii, veți avea poate niște alegeri de făcut, poate să fie o zi în care să vină și o întâlnire karmică, ceva să se întâmple din trecutul vostru să se reactualizeze, în bine sau în rău, în funcție și de voi, ce ați făcut voi în trecut, cum a fost trecutul vostru, acțiunile voastre. Pentru că karma întotdeauna este, cum ar fi legea divină, da? Deci vine ca răsplată. Ca în relație aici să fiți atenți că aveți un prieten fals sau cineva, deci nu este, sau persoanele cu care veți interacționa mâine, trebuie să fiți mai prudenți că nu sunt ceea ce par, au niște interese aici. Deci fiți atenți, mi-a apărut această vulpe și asta îmi vorbește de o șiretenie, de o înșelătorie, o trădare, poate o minciună, ceva. Sau voi va trebui să fiți mai șireți, mai da, ca să puteți să obțineți ceea ce vă doriți voi într-o relație. Pentru bani aici, atenție că aici poate apărea un blocaj, un faliment, o întârziere, deci nu este momentul să forțați lucrurile, trebuie să fiți prevăzători, poate paște chiar un pericol, atenție aici, că puteți fi chiar izolați sau abandonați, da? Pentru că mai și aici la profesie această cruce, sunteți pus la încercare, ca să zic așa, aveți niște probe de trecut și aici turnul la fel, ca și karma, ca și turnul vorbește de mâna divinității într-un fel sau altul. Sănătatea aceea, un bărbat are o importanță pentru voi, poate vine de aici, de la relații, deci, cu această înșelătorie, deci poate vă aduce neplăceri această înșelătorie și vă creează neplăceri. Deci un bărbat pentru voi are o influență pentru sănătatea voastră, comportamentul său, în bine sau în rău, poate, da, veștile pe care vi le dă. Surpriza voastră e aici, acest coșciug. Reprezintă moartea sau reprezintă, să zic așa, un dezechilibru, o rupere, poate un divorț, o despărțire, o pagubă. E un dezechilibru aici, poate fie la sănătate, fie din partea profesiei, fie la relații, fie la bani, da? Deci atenție așadar, mâine nu este o zi foarte bună pentru cei de la... Puteți să o preveniți, să fiți prudenți, da? Pentru că să fiți așa șireți, înțelepți, da? Să încercați să stați în se spune cu toate simțurile atente, da? Deschise, prezente, pentru a evita niște pericole, pentru că mâine se pare că sunteți într-un oarecare stres, pericol, ceva care vă poate, fie de sănătate, fie de relații, fie de bani, sau puteți afla de moartea cuiva, da? Și acest lucru vă poate da toate planurile voastre peste cap, poate să fie și acest lucru. Cam asta este ce văd la varianta a doua și să vedem și pentru varianta a treia, varianta cu piatra roșie, cum va fi ziua de joi pentru voi, 16 iulie, la ce vă puteți voi aștepta pentru profesie, pentru relații, pentru bani, sănătate, care vor fi surprizele zilei pentru voi, pentru ziua de joi 16 iulie, așadar. Aici poate mai multă credință și vouă, ești aici această cruce, karma, răspântia și acest buchet de crin care reprezintă o prietenie sau religia, credința, da, încrederea în sine, în viitor, în divinitate, da, o mai multă puritate, poate, deci mai multă moralitate, puritate, o curățare, o purificare, poate chiar.
Da? Deci va trebui poate să vă purificați prin credință karma, să vă curățați karma, da? Deci pentru că aveți poate o karma mai grea și ca să vă puteți purifica, vă trebuie mai multă credință, da? Mai multă moralitate, mai multă de să faceți fapte mai bune, să fiți mai generoși. Problema profesională aici, un bărbat joacă un rol important pentru voi, poate să fie un bărbat chiar de o altă naționalitate sau religie, deci poate influența ziua voastră profesională, poate să fie chiar partenerul vostru, da? Deci o persoană care influențează, vă influențează din punct de vedere profesional, vă poate sprijini în bine sau în rău, sau de această persoană depinde poate viitorul vostru profesional, poate într-un fel sau altul, sau cel puțin mâine are această influență. Pentru relații aici, orică rămâneți însărcinată, orică aflați de vreo naștere, poate apărea o situație nouă, o nouă cunoștință, sau vă mutați, plecați în altă parte, faceți o vacanță, poate plecați la mare, vă mutați la partener, da? Faceți o schimbare aici, poate vă schimbați domiciliu sau schimbați partenerul. Aici e o schimbare, o noutate, ceva nou care poate apărea niște, pot apărea niște vești. Chiar de naștere am spus a cuiva, a unui copil, sau că ați rămas însărcinată, să rămâneți însărcinată. Pentru bani aici vă vin vești, veștile pe care le așteptați, sau poate faceți un nou contract pentru a câștiga niște bani, pot apărea aici niște vești legate de bani, așadar, de bani de dat sau bani de primit, deci pot apărea niște acte oficiale, documente referitoare la bani. Pentru sănătatea aici trebuie să fiți atenți că sunteți parcă la o răspântie, poate va trebui să luați o decizie, să faceți un tratament, să vă mutați undeva, va trebui poate să aveți și mai multă încredere, credință, da, deci aici e o chestiune și karmică, poate aveți și o moștenire, să zic așa, ereditară de sănătate, deci poate moșteniți aceleași probleme de sănătate care le au și au avut și părinții sau bunicii, spre exemplu. Aici sunteți oricum la un răspândie în care trebuie să luați o decizie, să vă ocupați mai mult de sănătate sau se poate reactualiza o problemă din trecut pentru sănătatea voastră. Surpriza voastră este o femeie, fie că sunteți voi această femeie, fie că o femeie poate juca un rol mâine important pentru voi, ca surpriză. Poate să fie oricine, mamă, soră, prietenă, șefă, poate să fie colegă, vecină, cunoștință sau o persoană necunoscută. Vedeți voi despre cine este vorba, iar aici, la profesie unde am zis că e un bărbat, puteți fi chiar voi acest bărbat, puteți fi chiar voi felul în care vă veți comporta mâine, vă veți demonstra calitățile voastre, să zicem așa, de profesionalismul vostru. Voi sunteți o altă persoană, joacă acest rol important. Cam asta e tot ce văd și pentru cei de la a treia variantă cu piatra roșie pentru ziua de joi, 16 iulie. Așadar, sper că v-au plăcut aceste predicții, că veți avea o zi reușită, mult mai reușită decât au prevăzut-o cărțile. Acum că și știți cum să acționați, puteți evita toate aceste situații, depăși cu mai multă determinare obstacolele. Eu vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de mine pe canalul meu de YouTube. Și vă doresc în continuare o zi plăcută și să iubiți și să fiți iubiți. La revedere!